Am debutat în 1996, eram proaspăt căzut la facultate, în prima încercare, și mi-a strecurat o lucrare la Galeria Delta, un pic ușor ilegal, pentru că n-aveau dreptul să expună decât artiștii profesioniști, membrii UAP și cei ușor consacrați pe simezele arădene. Și mi-am pus o lucrare și am stat acolo, o rezistat, nu s-a luat nimeni de ea și am avut și câteva aprecieri bune, critici, așa, care mi-au dat un pic de elan în continuare. Asta a fost primul contact mai consistent cu publicul din Arad, de iubitori de artă, într-un spațiu deja consacrat. Asta a fost debutul. După aia am, mă rog, un fel de debut. Am mai avut debut de expoziție personală când am avut la Muzeul de Artă la Sala Clio în 2006, alt debut. Pot să spun, deja eram absolvent de facultate și am avut o expoziție coerentă și cu un număr mare de lucrări unde totul era focusat pe lucrările mele, nu mai eram într-un salon. Și ce să zic, de fiecare dată când am o serie nouă, simt așa că ar fi un debut sau mergi pe un alt spațiu, un alt loc, o altă expoziție în străinătate, poți să ai sentimentul unui debut și asta, cam asta e. Pictura pentru mine înseamnă, e o preocupare continuă, e ceva ce niciodată nu mă plictisește. Stau, mai ales explorarea abstractului, e un lucru complet și nou și intricant. Nu știi unde mergi, nu știi unde te duci, pornești cu o chestie, ajungi altundeva. Deși ai niște baze stabilite foarte clar, lucrurile merg pe altă direcție sau nu merg. E un tărâm extrem de vast și extrem de care te stârnesc tot timpul. Ești tot timpul într-o căutare. Pictezi seara, ești foarte fericit, dimineața te uiți la lucrare, zici că aolo, ce-am făcut, e așa o emoție continuă, o stare continuă de nu știi, e bine, ești foarte sus, nu te simți ok, un întreg joc din ăsta care niciodată nu poate să te lase inert. Dacă ai face lucrări, de exemplu, să lucrezi, după natură sau cu subiecte extrem de clare, extrem de asta, știi ce ai de făcut, știi unde ești, știi rezultatul și în zona asta descoperirii din sinele tău, din interiorul tău a unor lucruri, e complet altceva. E o preocupare ce tot timpul stă mintea la ea. Rolul omului de cultură în Arad, ca și oriunde altundeva, e să facă virgulă cultură, să își producă creațiile, literatură, artă, film, tot ce ține de cultură și să-și vadă exclusiv de creația lui. Din păcate, în România ești obligat și în Arad, sau mă rog, ești obligat ca tu să-ți faci promovarea, tu să-ți faci foarte multe lucruri conexe acestui act în sine de a produce cultură și atunci cumva se estompează, adică timpul acordat acestui lucru cumva se diminuează, dar rolul omului de cultură e clar să producă cultură și altcineva să-i cumva să o pună în evidență. Și
ca el să transmită mesajul care vrea să-l transmită și să ajungă la receptorul care trebuie să vadă cultura, să o citească, să o... Asta e rolul omului de cultură. Cea mare provocare a Aradului cultural e să facă legătura între mediu, între producătorul de cultură, între omul de cultură din Arad și public. Să poată să creeze acea emulație în care publicul să dorească să vadă cultură, să se bucure de a fie dornic de a vizita expoziții, dornic de a cunoaște artiști, dornic de a citi literatura produsă în Arad, de a merge la filarmonică, să creeze premisele unui și a omului de cultură să-și poată face creația lui și să-și facă în liniște și în deplină siguranță și în deplină, siguranță la modul existențial, să poată trăi și să mediatizeze încât publicul să vină și să se bucure de această cultură, dar să vină real, adică nu să vină la un eveniment și să plece după ce au mâncat 3 biscuiți, ci să vină și după evenimentul respectiv și după să vină să vadă, să meargă la teatru, să meargă la expoziții, să-și ducă copiii, în special tinerii, chiar să meargă cu ăsta, ca să dezvolte un program cultural pe un timp lung. Adică, oricum, lucrurile astea nu se pot face de azi pe mâine, dar dacă se insistă pe anumite evenimente, pe anumite expoziții, pe o multitudine de evenimente culturale care nici să nu plictisească, zic că iar același lucru, și ăsta să poată să stârnească publicul, să educe puțin și să se bucure el de produsul cultural, că este o sintagmă actuală, produs cultural, dar să se bucure și să vadă asta. Asta e cel mai important lucru care se poate face într-un oraș ca să devină un oraș adevărat cultural, un oraș în care vezi privirea omului că stă și se uită la o lucrare și se uită și te întreabă ceva despre ea și se bucură de ea și față de privirea simplă a omului care se îmbracă frumos și vine la vernisaj și mănâncă ceva și nici nu se uită la lucrări, pleacă și-a făcut bifat momentul, prezența într-un spațiu cultural și atât. Asta e. Am văzut în expoziții străinătate, la târguri, oameni vin și stau câte 5 minute în fața unei lucrări și nici uneori te întreabă, uneori nu te întreabă, dar vezi în privirea lor că ceva, au un dialog cu lucrarea respectivă, au ceva, vor ceva, simt ceva, simt un ăsta, pe când noi încă nu suntem obișnuiți să acordăm timp unei picturi, bine, cazul de față, nu suntem obișnuiți să acordăm un timp, noi să ne gândim la ea, să zicem, bă, ce-a vrut artistul să spună, ca să nu zic mai departe ce tehnici și chestii de bucătărie intimă. Cam asta e cea mai mare provocare, să poți să duci nivelul cultural al unui oraș să fie oameni care citesc, care privesc artă, care și atunci se vede și în privirea omului de pe stradă, și în îmbrăcămintea, și în felul în care se comportă în societate altceva. Vezi un oraș occidental, vezi un oraș de oameni altfel, mai deschiși, mai zâmbitori, asta e o provocare maximă, care dacă se poate ajunge la acest nivel, Aradul devine un loc frumos și abordabil din orice punct de vedere cultural.